După 13 ani de muncă de traducere, populația din regiunea Bukvere din Uganda are acum acces pentru prima dată la Noul Testament în propria limbă. Când au primit scriptura pentru prima dată, au aplaudat și au strigat și chiar au îmbrățișat și sărutat Noul Testament. De mai multe decenii, pastorii și lucrătorii din bisericile din Uganda povesteau cât de greu era pentru ei să-L poată propovădui pe Hristos în comunitatea locală fără a avea o Biblie în limba lor, folosindu-se de traduceri care erau destul de inaccesibile oamenilor simpli. Echipa de traducători, consultanți și lingviști a fost coordonată de profesorul Gift Asiku, având și ajutorul Wycliffe Bible Translators. După un efort uriaș care a implicat zeci de persoane, în această toamnă a fost prezentată versiunea Lucvere a Noului Testament. Noua traducere a fost primită cu entuziasm. Mulți copii din Uganda învață să scrie și să citească folosindu-se de Biblie. Părinții copiilor care erau analfabeți au învățat să citească doar pentru a putea ei singuri să înțeleagă Biblia. Acum echipa de traducători se pregătește pentru traducerea Vechiului Testament, fiind conștienți că va fi un efort mult mai mare, dar ei spun că se merită. Eforturile de a ajuta comunitățile din Florida afectate de puternicul uragan Ian continuă. Echipa de voluntari ai organizației Samaritan's Purse este pe teren și oferă mângâiere celor care au pierdut agoniseala de o viață. Locuitorii din Fort Myers, Florida, ale căror case au fost avariate de uraganul Ian, îl laudă pe Dumnezeu pentru că i-a păstrat în siguranță, dar și pe voluntarii Samaritan's Purse, care ajută la curățarea proprietăților lor. David Winneston, un locuitor din zona afectată, a povestit pentru GNA experiența tulburătoare prin care a trecut. Puterea vântului, a apei, obiectele purtate de ravale au măturat totul. El rămâne totuși mulțumitor lui Dumnezeu că l-a ținut în viață. Donald Carter, un alt locuitor, spune că de când s-a întâmplat tragedia, probabil că a dormit 10 ore. Din cauza epuizării, nici nu mai știe în ce zi este. Totuși, în mijlocul durerilor, a primit mângâiere și încurajare uitându-se la voluntarii Samaritan's Purse care au venit să-l ajute. Sat 7 este o rețea creștină de televiziune prin satelit care transmite emisiuni creștine în limba arabă, persană și turcă în 25 de țări din Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Sat 7 ajunge cu mesajul Evangheliei în locuri în care este interzis să deții o Biblie, iar convertirea de la islam la creștinism este pedepsită cu moartea pentru apostazie. Televiziunea creștină funcționează din 1995 și a strâns în acești ani mărturii despre cum lucrează Dumnezeu în țările musulmane. Baset, un telespectator Sat 7 din Afganistan, a trimis săptămâna trecută un mesaj profund emoționant, descriind atât foametea și creșterea prețurilor, care afectează pe toată lumea din țara sa, dar mai ales pericolele pentru oricine este suspectat că părăsește religia islamică a țării. El este profesor și descrie situația deplorabilă. Prețurile la alimente sunt extrem de mari, prețul făinii s-a triplat, iar la ulei s-a dublat. Abia își permite o pungă de orez, dar la aceste greutăți se adaugă și faptul că este urmărit pentru că e creștin. Nu pot fi liber nici măcar pe internet, mai ales pe Facebook, Instagram și YouTube. Sunt urmăriți în permanență. El încheie spunând că singura lui speranță este în Dumnezeul adevărat și viu. Un eveniment mondial de rugăciune va avea loc pe 6 noiembrie, iar creștinii din întreaga lume se vor ruga pentru credincioșii care sunt persecutați pentru credința lor. Tema de anul acesta este Nu ești abandonat. Organizația Open Doors, împreună cu alți parteneri, vor găzdui un eveniment de rugăciune online care va oferi o platformă și informații actuale despre situația creștinilor din întreaga lume. Conform Open Doors, în anul 2022, mai mulți creștini suferă pentru credința lor decât în orice altă perioadă din istorie. Milioane de credincioși trăiesc în locuri în care sunt asupriți, întemnițați, discriminați și chiar atacați violent. Toate acestea pentru că ei cred în Isus. Rugăciunea este primul lucru cerut de creștini care trăiesc în locurile unde este dificil să-L urmeze pe Isus. Rugăciunea este ceva ce poate face oricare dintre noi, în orice loc și în orice moment. Open Doors invită creștinii de pretutindeni să facă un pas în credință, având încredere că Dumnezeu va lucra prin rugăciunea lor pentru a ajuta poporul său să rămână puternic în mijlocul suferinței și pentru ca speranța revenirii lui să le ofere pace și bucurie.